Apicultorul prahovean Mihai Apostolescu are o idee inedită, realizarea la Câmpina unei zone tradițional apicole, în care să fie desfășurate o serie de activități specifice albinăritului. Ne-am propus să facem la Câmpina o fermă apicolă care să școlarizeze anual 10 persoane gratuit în meseria de apicultor, iar o parte din oamenii ăștia să fie dotați pe cheltuiala întreprinderii sociale, o să fie o întreprindere socială, cu niște stupine start, astfel încât să-și poată dezvolta o activitate apicolă. Practic, noi dorim să pregătim în meseria de apicultor și să dăm un start pentru niște oameni din categorii defavorizate. Pe lângă calificarea oamenilor în domeniul apicol, proiectul prevede și activități destinate turiștilor. Dorim să facem o fermă apicolă care să aibă o secțiune de tradiție apicolă pe zonele astea, un istoric al zonei și al apiculturii, acei 500 și de ani, un loc unde oamenii care trec pe lângă Câmpina să poată adăsta, să poată bea o cafea, un ceai, să deguste produse apicole, să vadă diferite tipuri de stup și o evoluție istorică de la buduroi la buturugă, la coșniță, ce mai sunt până la astea actuale și chiar pentru cei curajoși și îndrăzneți să putem deschide un stup. Proiectul apicultorului Mihai Apostolescu este înscris într-un concurs național. În momentul de față, acesta se numără printre semifinaliști, ocupând locul 12. Valoarea acestui proiect se ridică la 45.000 de euro, iar în cazul în care apicultorul se va număra printre cei 10 finaliști, finanțarea va fi de 30.000 de euro.